Începând de mâine, absolvenții clasei a 8-a se pot înscrie la liceu sau la școlile profesionale. Admiterea candidaților se face în funcție de media obținută la evaluarea națională și de media celor 4 ani de școală generală. La nivelul județului Gorj, peste 3.000 de elevi au fost evaluați. În perioada 8-12 iulie, la toate școlile generale, absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinții și asistați de diriginți participă la prima etapă de înscriere la liceu sau la școlile profesionale. Aceștia trebuie să completeze pentru început fișele de înscriere. Părinții vor primi aceste fișe și candidații și vor verifica dacă datele introduse sunt exacte și solicitând acolo unde observă erori rezolvarea acestora conform documentelor școlare. În 14 iulie se vor transmite aceste date la centrul de înscriere, centrul județean de admitere și, de asemenea, lista de absolvenți care nu participă la repartizarea computerizată. Toți elevii, indiferent de nota obținută, pot opta pentru continuarea studiilor la liceu. Pentru aceia care nu vor ocupa un loc la licee în prima etapă, există și o etapă următoare cu o redistribuire pe locurile rămase neocupate. Opțiunile cele mai multe se îndreaptă spre colegiile naționale teoretice care funcționează la nivelul municipiului Târgu Jiu, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. La admitere, media obținută la evaluarea națională contează 75%, restul de 25% fiind media celor 4 ani de școală generală. La nivelul județului Gorj, 3.094 de candidați au avut evaluările naționale. Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați se va face în perioada 21-29 iulie.